Slăvit să fie Domnul! Aș vrea ridicați în picioare să citim câteva versete din Cartea Matei, capitolul 6, începem citirea cu versetul 19. Adevăratele comori, neputința de a sluji la doi stăpâni, grijile și îngrijorările. Nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă moliile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că acolo unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Ochiul este lumina trupului, dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesăcoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. În evenimentele care vor veni, spune Scriptura că cerul va trece cu trosnete, trupurile cerese vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. 2 Petru capitolul 3, versetul 13 spune: dar noi, după făgăduința lui, așteptăm un cer nou și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Întrebarea care mi-o pun eu tot mai des: în cerul ăla nou, în locul ăla în care va locui neprihănirea, voi fi și eu? Tu vei fi? Încercam să-mi imaginez așa cum se poate intra în locul ăla al neprihănirii. Și aflându-mă într-un spital, am văzut că erau uși de alea securizate, așa, se închideau automat, dar eu trebuia să intru în partea cealaltă și nu-mi da nimeni drumul. Și venea câte o asistentă, câte o doctoriță, scotea o cartelă, mă făcea așa, deschidea ușele, intra, eu rămâneam iară. Și mă gândesc eu, dacă m-aș duce la ușa aceea să mă rog de ea, să-i spun, dă-mi drumul că am pe cineva dincolo, am nevoie să intru, oare se deschide? Dar dacă o ameninț, tu știi cine sunt eu, dă-mi deschide-te acum ea, oare se deschide? Nu, de cam așa am văzut eu intrarea în cerul ăsta în care locuiește neprihănirea. Dacă am cartela asta care se cheamă neprihănire, ajung acolo, ușa se deschide. Dacă nu, nici cu rugăminți, nici cu amenințări, nici cu relații, nu se poate intra. Întrebarea care o pun acum pentru toți: cum stați cu starea de neprihănire? Este predica asta memorabilă din Matei, capitolul 5, 6 și 7. Un subiect de bază pe care îl tratează Domnul Iisus îi tocmai neprihănirea. Și el pune practicarea neprihănirii în trei relații. Începe cu Matei capitolul 6, nu vă împliniți neprihănirea în fața oamenilor ca și cum vrea să fiți văzuți de el. Și pune prima relație în care eu trebuie să fiu neprihănit, relația mea cu Dumnezeu. Și începe, tu când postești, tu când te rogi, tu, adică relaționarea noastră față de Dumnezeu. Dumnezeu ne ajute în relația asta să fim neprihăniți. A doua relație e relația noastră cu lucrurile de pe pământ.
Și aici vine și spune, nu vă strângeți comori unde le fură și le... Iar a treia relație e relația noastră cu semene. Începe din Matei capitolul 7. Nu judeca ca să nu fii judecat, uite-te la bârna din ochiul tău. Deci, practicarea neprihănirii în relația cu Dumnezeu, în relația cu lucrurile de pe pământ, că citeam dimineață că noi trăim în firea pământească, și în relația cu semenii noștri. Aș vrea acum să ne testăm neprihănirea în relația cu lucrurile de pe pământ. A doua relație. Adevăratele comori. Ca să înțelegem cuvântul acesta, eu am câteva gânduri să le împărtășesc cu dumneavoastră. În primul rând aș vrea să vorbesc de taina alcătuirii omului. Pentru că este un om din afară și un om din lăuntru, 2 Corinteni 4 cu 16. Un om firesc și un om duhovnicesc. Un pocăit trebuie să alimenteze amândoi oameni în mod obligatoriu. Există doi oameni, există două comori. Una pământească și una cerească. Scrie în Luca 12 cu 21. Tot așa este cu cel care se adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Adică sunt comori care îs pentru noi, dar sunt comori care așa sunt considerate de Dumnezeu ca fiind comori. Și sunt doi Dumnezei. Jehova, Creatorul, și Mamona, Dumnezeul bogăților acestora. Deci când vorbim despre adevăratele comori și bogății, începem prin a spune că sunt doi oameni, două comori și doi Dumnezei. Al doilea gând, așezarea priorităților. Sunt slujiri care se exclud. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Pe mine versetul ăsta m-a pus în dificultate. Dacă Mamona e Dumnezeul bogățiilor acestora, vine Scriptura, spune, nu puteți sluji și acolo și dincoace. Am întâlnit o expresie în toată viața mea. Întreb un frate, măi frate, ce faci acum, unde ești? Ce să fac, frate? Lucrez la Mamona, na, dacă așa trebuie. Ba, câteodată am folosit și eu, frate Dragoș, unde ești? Unde? La Mamona. Și atunci m-am gândit, măi, a merge la servici, a lucra, e chiar slujirii la Mamona? Ce înseamnă, de fapt, slujirea asta? Că în toată Scriptura îi încurajată hărnicia și condamnată lenea. Ajunge Pavel să spune celor din Tesalonic, dacă cineva nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Păi eu am 41 de ani de când lucrez cu carte de muncă. În toți anii ăștia eu m-am gândit, am slujit la Mamona, 41 de ani? Păi ce spuneți? Și atunci eu cred că a sluji nu înseamnă atât de mult a lucra, ci înseamnă a iubi. Pentru că vine Biblia și spune aici, nu puteți sluji la doi stăpâni. Sau vei urî pe unul și vei iubi pe celălalt, sau vei ține la unul și vei nesocoti. De fapt, slujirea asta se referă la pasiunea, la prioritatea care o ai în viață. Eu nu vă spun celor de la Oradea, oameni buni, nu mai lucrați. Nu, nu, duceți-vă mâine dimineață la lucru, dimineață tare, da? Pentru că avem familie, cine nu îngrijește de-a lui, îi mai rău ca un necredincios, dar să fim atenți la prioritățile vieții. Slujirea se referă aici la partea de sentiment, la implicare sentimentală și nu atâta fizică. Că ori urăști pe unul, iubești pe altul, ori ții la unul și nesocotești pe altul. Și spune Iacob 4 cu 4, suflete prea curvare, prietenia lumii, vrășmășie cu Dumnezeu. Și spune 1 Ioan 2 cu 15, nu iubi lumea, lucruri din lume. E vorba de iubirea
de atașamentul nostru sentimental de ceva sau de altceva. Când așezăm prioritățile în viață, vine Scriptura și spune Matei 6:33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate acestea, adică care ne trebuie nouă, Dumnezeu ne redă pe deasupra. Mă rog Domnului să ne dea o minte înțeleaptă să pricepem. Când așezăm prioritățile în viață, trebuie să știm că sunt slujiri care se exclud. Nu atât activitatea fizică, ci cât pasiune, sentiment. Aici să fim atenți. Unii au ajuns să iubească munca mai mult decât adunarea. Și aici deja e problemă. Unii se simt mai bine la birou la ei decât la rugăciune. Și aici e problemă. Dumnezeu să ne dea pricepere. Tot la gândul ăsta mai am un detaliu. Schimbarea stăpânului. Noi toți suntem oameni. Toți lucrăm pentru un câștig. La toți ne trebuie. Toți adunăm. Dar așa erau oamenii și în vremea primilor creștini. Numai că s-a întâmplat ceva. În momentul când primii creștini în ziua cincizecimii au fost botezați cu Duhul Sfânt, Duhul Sfânt a umplut inima lor. Dar acolo era mamona. Că mamona e din firie, el, de când te naște, el, e tendința asta de a avea dorința. Ce s-a întâmplat când primii creștini au fost botezați cu Duhul Sfânt? Știi ce s-a întâmplat? Mamona a ieșit afară. Mamona a fost alungat și Duhul Sfânt a umplut inimile. De unde ne dăm noi seama? Păi imediat creștinii vindeau averile, vindeau ogoarele, puneau la bani la picioarele apostolilor. Mai înainte nu puteau face asta. Și asta nu o poți face cât mamona e în tine. Aici numai când Duhul Sfânt e în tine, mamona, dorința asta de îmbogățire și o pleca din tine și atunci Duhul Sfânt îi stăpân. Să stăpânească Duhul Sfânt și în noi, fraților. Când stăpânește Duhul Sfânt în noi, nu-i ceartă de la avere, nu-i judecată de la o bucată de grădină, nu-s resentimente și ură până murim, nu ne trebuie avocați și nu ne trebuie nu știu ce judecăți, pentru că nu-i mamona, aici e Duhul Sfânt. Și nu se poate doi botezați cu Duhul Sfânt să se certe. Nu se poate doi botezați cu Duhul Sfânt să meargă la tribunal pentru o grădină sau pentru o bucată de pământ. Numai decât trebuie schimbat stăpânul, unde plinătatea Duhului trebuie să plece mamona. Spunea Pavel în Evrei 10, voi ați primit cu bucurie răpirea averilor. Nu erau oameni ca și noi? N-aveau familie și ei ca și noi? Dar ei erau plini de Duhul Sfânt. Doamne, umple-ne și pe noi cu Duhul Sfânt. Și tot aici mai am un detaliu. Ochiul lumina trupului. Se pare că ochiul reprezintă înclinația inimii tale. Dacă tu ești înclinat spre cele duhovnicești mai mult, sau înclinarea inimii tale, dragostea ta, îi spre lucrurile pământești. Și dacă ochiul îi întunecat, înclinația ta e greșită, cât de mare trebuie să fie întunericul acela? Îi spunea Avram lui Lot, măi, hai să nu ne certăm, că ni s-au mulțit turmele, tot de la averi au început, tot de la turmele astea. Și spune Biblia că Lot și-a ridicat ochii, a văzut câmpia Iordanului bine udată și a spus, eu aici mă duc. Înclinația lui era așa. În 1 Corinteni 15:19 spune, dacă numai pentru viața de acum ne-am pus nădejdea în Dumnezeu, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. E bine să fii pocăit, nu bei, nu fumezi, nu cheltui bani pe alte lucruri, e bine. Păi dacă ne-am pocăit numai ca să ne strângem averi, să fim mai econom, să nu jucăm la jocuri de noroc, să nu dăm bani pe țigări și băutură, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Noi ne-am pocăit ca să moștenim raiul și ne-am pocăit din dragoste pentru Hristos. Deci primul gând, doi oameni, două comori, doi Dumnezei. Hai să medităm îndelung la lucrul acesta. Al doilea gând care l-am avut,
Așezarea priorităților, slujiri care se exclud. Nu putem iubi în același fel și în același timp și pe Dumnezeu și pe Mamona. Schimbarea stăpânului, umplerea cu Duhul Sfânt, ne-l alungă pe Mamona din inimă să schimbă stăpânul. Iar ochiul e inclinația ta. Domnul să ne dea un ochi binecuvântat. Aș vrea să mai vorbesc puțin despre diferența dintre bogăție și lăcomie. Că în Sfânta Scriptură sunt bogați care au ajuns în rai. În același rai cu sărace. Ba încă spune Scriptura în Luca 16 că un om sărac, plin de bubi, cu numele de Lazar, nici n-avea ce să mănânce, a murit. Știți unde l-a dus îngerii? L-a dus în sânul bogatului. De când a murit săracul, l-a dus în sânul bogatului. Era acolo. Că Avram era foarte bogat. Deci nu bogăția ne oprește de la rai, ci alte lucruri. Poți să fii bogat și să fii neprihănit. Și poți să fii sărac și să fii lacom. Eu am întâlnit lacom dintre săraci. Spune Mica 2, vai de cel ce cugetă lucruri de șarte în așternutul lui. A doua zi, dacă poate, ne împlinește, nu? Eu mă gândesc să mă cert mâine cu Radu. Dar nu m-am întâlnit cu el și nu m-am certat. Am rămas sfânt, nu? Nu. Deci eu pot în așternutul meu sărac să fiu foarte lacom. Dar două zile tot sărac, n-am posibilități. Dar lăcomia e în inimă. Și atunci eu am vrut să văd ce aia e lăcomie. Și nu pentru voi, pentru mine am vrut să văd, sunt lacom sau nu. M-am uitat în dicționarul limbii române și acolo pare că e scris de un pocăit. Spune că lăcomia este o dorință necumpătată de câștig. Că dorință de câștig au toți. Eu când iau geanta în mână și plec de acasă, eu de-aia mă duc să câștig. Nu mă duc să pierd vremea. Să aduc 2 lei acasă, o bucată de pâine. Lăcomia e o dorință necumpătată. Asta e definiția. Dar ca să-mi dau seama dacă eu sunt lacom sau nu, eu am ales câteva unități de măsură, câteva criterii. Și primul am spus, la averea care o am eu, că eu sunt bogat, când am strâns ce am strâns? Spunea Domnul la Moise să strângeți câte un omer de mană. Bine, unul a strâns, doi au făcut vien, s-au împuțit. Dar spunea Domnul la Moise, 6 zile să strângeți, a 7-a nu. Și când se duce Moise să uite el din ușa cortului, o văzut niște evrei acolo, ghiboși, căutau mană, a 7-a zi. Mă, dar am spus că a 7-a zi e zi de odihnă. De ce? N-aveau ce mânca evreii? Am mai povestit eu asta, eram copil mic, așa cum e băiețelul acela, poate o leacă mai mare cât țin minte, de la Botoșan, de la Stăuceni, nu știu exact unde, a venit un frate bătrân la noi și a povestit ce s-a întâmplat când era el copil acasă. Erau chiaburii și erau oamenii săraci. Și în sat la el era un om tare sărac și un om tare bogat. Și ăla bogat i-a spus acela sărac, măi, du-te cosește fânațul, aici eu sunt aproape expert, strânge-l, fă niște căpițe și l-om împărțit noi la urmă. Și se duce ăsta săracul și face 7 căpițe, frumos, om gospodar, și se duce la bogatul. Și el îi spune, mă, eu mai am fân de anul trecut. Eu vreau numai o căpiță și eu să am un fic de fân proaspăt. Ia tu și asta. Și povestea fratele ăsta că săracul bucuros cară o căpiță, două, trei, o cară pe a șasea și când o lega drucul, că fânul se leagă cu un druc, că ca să nu stea pe parul ăla, s-a dus la 7-a căpiță și a luat un pic de acolo și a pus numai așa pe drum. Când se întoarce, chiaburul cu o burtă mare stă în spatele lui și îi spune, băi Ioane, nu-ți ajung 6, dacă ți-am dat 6, ieși din anea? Eu știi de ce țin minte?
Că omul ăsta a tradus într-un fel, a spus 6 zile mergem la CAP-ul, că atunci era colhoz la noi. Și a 7-a zi ar trebui să mergem la adunare. Măi, 6 zile lucrăm pentru noi și mai furăm ceva și din duminică. N-avem tendința asta? Sau măcar ne odihnim acasă? Sau măcar facem cumpărăturile duminică? Dar dacă lucrăm 6 zile pentru noi, nu ne ajunge? De ce mai furăm ceva și din a 7-a? Eu asta am spus că e lăcomie. Gata, asta e lăcomie. Că nu te duci la adunare, că sâmbătă ai plătit dublu. Eu am lucrat la CFR 35 de ani. După Revoluție, sâmbătă și duminica era plătite dublu. Era o ceartă cine face ore festive. La toate ședințele, număra exact la oră. Când era vorba de croitor, eu n-aveam problemă. Că eu m-am dus la director și am spus, știți ce vă rog? Faceți cumva să fiu măcar duminica liber. Dar el spune, bă, dar ce ești, popă? Zic, un fel de popă. Bă, dacă ești un fel de popă, stai duminica. Au dat ordin, croitor nu lucrează duminica. Avem salariul mai mic, dar credeți că sărac? Arăt eu un pământ, pentru că n-avem zile festive. Frații mei, nu câștigați mai bine duminica. Nu câștigați când e timp de adunare. Faceți experiența, când e adunare, veniți la adunare. Că de nu, atunci vă spun că sunteți lacom. Am mai pus eu un criteriu și am spus mijloacele prin care strângi. Și aici sunt multe. De la minciună, de la declarații false, de la mită, de la asâli pe careva. Ieremia 22, ce ești împărat, întrezi cu ce, deși tatăl tău era împărat. Da. El respecta. Vai de cel care zidește o casă multe, cu odăi multe și nu plătește. Știți că e vai de acela? Eram în Spania, o adunare foarte mare, și un frate care era mai de frunte, mai de vază, era patron. Și-a lucrat și unul obișnuit a lucrat la el toată vara și ăsta nu l-a plătit. Și au venit să plâng, eu eram musafir, dar mi s-a plâns, frate dragul, vorbește cu omul ăsta să-mi plătească ceva. Ăla spune, băi, nu pot să-i plătesc, că și mie mi-a dat țapă altul. Nici pe mine nu m-a plătit, eu de unde să-i plătesc? N-am de unde, suferim amândoi. Zic, băi, uite ce spune fratele, că nu l-a plătit nici pe el, și suferiți amândoi. Da, frate, dar eu n-am bani de chirie, și el a luat familia și a plecat în Dubai, și a schimbat mașina, a cumpărat o mașină de 100.000 de euro și tot asta îmi scoate ochii, când nu l-o plătiți pe el, de ăsta are bani, are cu ce să mă plătească pe mine. Și i-a spus la frate, băi, pe fratele ăsta vestit, țineți-l un pic pe dreapta, poate să pocăiește, că dacă nici nu plătește, e oameni, îi dator la toți și îi și mare predicator duminică, pocăința nu e așa, frață. Pocăința e să fii om corect, să lași de la tine, să făgubești și Dumnezeu nu-ți va rămâne dator, știe Dumnezeu să plătească. Dar sunt mijloacele astea, sau să nu stoarceți nimic cu silă. O venit niște ostași la Ioan Botezătorul, măi, nu stoarceți. Știți cum am interpretat eu asta? Un frate de la noi, cu familie, o căzut într-un necaz, avea nevoie de bani și nu o găsește bani. Și s-a dus la un frate care avea abator, era patron. Și eu spun, măi frate, am o vacă, vaca e bună, trebuie să o vând, dăm niște bani. Atunci o vacă era 4-5 milioane. Și ăsta spune, băi, eu n-am nevoie, dacă vrei să o cumpăr mai mult de 2 milioane, nu îți dau, că nu-mi trebuie. Și până la urmă, măi, mai pune, nu-mi trebuie. Și ăsta a scos vaca și odată cu 2 milioane, eu m-am auzit treaba asta și m-am supărat pe el. Măi, asta înseamnă stors cu sâla. Are nevoie fratele tău, îi ard degetele atunci, îi într-un acaz, într-o problemă, își vinde mașina bună, tu îi dai un sfert de preț și profiți de necazul lui. Dar asta tot nu-i pocăință. Asta e tot un fel de lăcomie, așa mă duce pe mine minte, așa cred eu. Deci când am vorbit despre criterii care determină lăcomia, m-am gândit la timp și la metode. Ne verificăm și noi. Poate nu e niciunul vinovat. Și dă slavă Domnului pentru asta. Mai am un criteriu și ăsta m-a încurcat un pic. Pentru ce strângi?
Și aici m-am încurcat că eu am întâlnit oameni foarte bogați și m-am temut să spun că sunt lacomi. M-am temut. Pentru că ei fac foarte, foarte multe dărnicii și milostenie. Știu frate care au ridicat o adunare frumoasă de la temelie până la acoperiș. El o spune, băi, am bani, o fac eu. Mă, să-l fac lacom? Știți că slujitorii ăstea mai vor și plătiți câteodată. Mai ales cântăreță. Când merg undeva, te tocmești cât costă. Fratele ăsta cântă frumos la acordeon. Și s-a dus într-o biserică mai sărăcăcioasă și fratele l-a pus cu patru cântări. Și la el, la urmă, a venit, dar omul ăsta are bani, are vreo 600 și ceva de angajați. Omul zice, na, frate, să-ți dăm ceva de motonet. Băi, voi știți cântările se plătesc. Uite cum facem. Pentru fiecare cântare care m-a spus o cânt, vă dau câte 1000 de euro. Și o dat el, o plătit el pentru fiecare. Băi, câte cântări m-a spus? 4, frate. Na, luați 4000 de euro. Am un conducător, spuneam, dacă știem, cântai numai tu astăzi ziua. Eu eram într-o adunare din Bacău, unde s-a cumpărat un fost restaurant, s-a renovat, s-a făcut adunare. Și fratele ăsta a fost la evangelizare și a spus, vă mai trebuie bani? Am avea nevoie. Luați de 50.000 de euro, odată. Mă, să-l fac lacom pe ăsta? Că sunt oameni bogați care sunt îngăduiți de Dumnezeu ca niște buni administratori. Sunt. Și în Eclesiastru spune, dacă Dumnezeu a dat cuiva bogăție, e partea ta, nu-i tăta tău, fratele meu. Marele patron și bogătaș, dacă ești aici, nu-i a tău tot. Tu ești doar administrator. Iov era foarte bogat. Dar Iov spunea, la ăla orb, eu i-am fost ochi. La ăla șchiop, i-am fost picior. Din lâna meilor mei am îmbrăcat orfanii și săraci. Eu mă tem să-i fac pe ăștia bogați. Mă tem să-i fac lacom, am vrut să spun. Că la al treilea criteriu, sunt oameni care au și dăruiesc foarte mult. Cunosc un frate care avea mulți bani, atâta era de bun, că tu spunea, mă, tu nu ești bun, tu ești, altfel eu spus, de bun ce ești. Dar Dumnezeu poartă de grijă. Eu predic asta că n-am venit după bani, n-am venit să cer bani, dar am venit să vă spun, lăcomia este un păcat sancționat de Dumnezeu. Acum ne verificăm când strâng, cum strâng și pentru ce strâng. Și Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim. Aș vrea să vorbesc puțin, că nici nu vreau să bag toți bogați în rai, că noi fi acolo. Și Domnul Iisus spune că mai lesne intră o cămilă prin urechile acolo decât un bogat. Și asta e scris în Scriptură. Am întrebat eu, care sunt pericolele bogățiilor acestora? Unu, sunt trecătoare. Le fură hoțe, le mănâncă moliile și rugina. Cel mai mare consumator de fier din lume e rugina, e demonstrat. Nu-i niciun combinat, nici o țară nu consumă atâta fier cât rugina. Spuneam altădată, eu vin dintr-o familie de țesători. Surorile mele, mama mea, soția mea și ea tot, și toată ziua țesăm. Eu știu să fac covoare de cele alese cu mâna, ce nu știți voi. Eu le știu să le fac. Și când m-am însurat, am avut zeste. Odată m-am dus la sora mea, avea stivii de covoare. Și a spus, măi, hai să le mai scuturăm. Măi, când am dat de două ori, așa săreau molile, verzi, roșii. Nu m-a nevidea la ce i-au rămas, că era sintetică. Ce faci cu ele? Le aruncăm. Asta e soarta bogățiilor noastre. Sunt trecătoare. Eu am văzut patroni, am cunoscut bine, bine, bine. O dat faliment. O venit executorul judecătoresc, i-a pus un afiș mare pe poartă. M-a rugat pe mine să-i hrănesc câinele, că el a fugit în Europa și avea un câine lupesc, îi dam mâncare și au crescut bălăriile cât ferește. Nu vă puneți mare încredere în bogățiile voastre, pentru că ele, unu, sunt trecătoare. Doi, inspiră o încredere nejustificată. Știți că oamenii care au bani sunt mai grozavi? Să cred mai cineva? Îmi spune ceva, băi, Draguș, banul îți deschide mintea, banul te cultivă, te învață să te îmbrăci. Nu-i chiar așa. Nu toate le rezolv cu bani. La noi a predicat un frate la adunare, a predicat plângând.
Se spune, fraților, am o casă de copii, am fost diagnosticat cu cancer, până la urmă m-am dus, nu știu, Cluj sau Târgu Mureș, nu vreau să spun minciune. Și în salon cu mine era unul potent financiar. Și pentru că am stat câteva zile acolo, o prins în credere în mine. Și la un moment zis, măi, vin încoace. O deschis o servetă, o geantă plină cu bani. O zic, domnului, eu am bani, eu îi cumpăr pe toți. Eu n-am venit să stau în spital. Fac niște analize și mă duc, eu am afaceri. Și el îmi spunea, mă, eu n-avem bani la mine, o casă de copii, n-avem de unde face rost de bani, am plâns înaintea Domnului. Și îmi spunea el, fraților, ăla cu servieta din salon l-a coborât la morgă și eu am fost vindecat, operația a reușit, lucrez și acum sunt la voi la adunare. Nu cumpiri sănătatea cu bani. Nu cumpiri nici sufletul tău. Răscumpărarea e așa de mare că nu o poți face cu bani. Dar inspiră banul o încredere nejustificată. 3. Alterează iubirea. Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta. Dar Biblia spune, unde am citit, că unde e comoara, acolo inima. La noi acum, după Revoluție, sunt case tare frumoase. E un stat dezvoltat. Dar mai înainte, în vremea lui Ceaușescu, un frate din sat a făcut o casă cu etaj frumoasă, frumoasă tare. Și eu trecând la poartă la el, m-am întâlnit, am vorbit cu el și am spus, măi frate, nu-i spun numele, trebuie să merg îndată la o nuntă, la un băiat de lui, ți-ai făcut o casă în adevăr frumoasă. Frate Dragoș, nu mă leagă nimic, nu mă leagă nimic cu te-o vezi, acum ea poți să-mi o iei. Și pe când stăm noi de vorbă, afară era plouat, drum neasfaltat. O trecut unul cu mașina și i-a stropit gardul. Buf, o pală din noroi. Băi, ce-a făcut fratele ăsta? Fugem urmă. Bă, tâmpitule, bă, cine ți-a dat carnet, bă? Și eu îi spun, dar nu te leagă pe tine. Tu nici de casă nu ești legat, da, păi de gard. Măi, dar pe cine amăgim noi? Când Scriptura scrie Duhul Sfânt, acolo unde comoara voastră, acolo și inima. Noi nu credem, spunem, nu e chiar așa. Măi, dar așa spune Biblia, măi. Și eu cred ce spune Biblia. Și de multe ori, avuțiile astea ne alterează dragostea. Nu-L mai iubim pe Domnul Dumnezeu din toată inima noastră. Mai iubim și astea. Și ăsta e un pericol. 4. Înnăbușă rodirea. În Matei 13 spune, dar înșelăciunea bogățiilor înnăbușă rodirea cuvântului Dumnezeu. Mereu ești preocupat, mereu ai probleme, mereu ai dificultăți. Ești și cuvântul care tu azi îl auzi, tu nu poți să meditezi la el. Te duci acasă, dai 10 telefoane ce ai să faci. Nu e un păcat, dar cuvântul nu mai rodește în tine că e înnăbușit. 5. E o pricină de potihnire pentru alții. Că spuneam că la noi e un sat așa frumos și mă duc să predic la seri de priveghere, stau în pragul casei, bă, câte o casă cu 2 etaje acum și mansardă. Și eu le spun la trecători de acolo, fraților, noi suntem străini și călători, noi n-am adus nimic în lume. Și râd ortodoxi pe la gard, râd de noi, pentru că e o pricină de poticnire de multe ori. Dumnezeu să ne dea mai mult înțelepciune. Ar trebui să mă opresc din predică. Dar aici un titlu spune adevăratele comori. Care sunt adevăratele comori pe care vi le recomand? Psalmul 119, versetul 14. Când urmez învățăturile tale, mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Acolo sunt toate comorile. Adevăratele comori sunt aici. Când împlinim Scriptura, frații mei, aici e o comoară, Domnul să ne ajute să ne facem rost de ea. Și apoi spune în Isaia 33:6, frica de Domnul, iată comoara Sionului. Asta e comoară, să ai în tine frică de Dumnezeu, Dumnezeu să ne dea frica aceasta. În Matei 19:21, dacă vrei să fii desăvârșit, du-te, vinde tot ce ai în parte la săraci și vei avea o comoară în cer. Faptele bune, astea sunt adevăratele comori.
Că în Numeri, capitolul 14, versetul 18, când se prezintă Dumnezeu, eu sunt îndelung răbdător și bogat în bunătate. Bunătatea, asta e o comoară veritabilă în ochii lui Dumnezeu. În Ieremia 33:6 spune, voi deschide casă lui Iacov un izvor bogat de pace și credincioșie. Asta e bogăția, pacea și credincioșia. Dumnezeu să ne ajute. Doi oameni. Lucrați, duceți-vă mâine la lucru, fiți harnici, câștigați. Dar nu uitați că adevărata comoară e împlinirea Scripturii, e frica de Domnul, e faptele bune, e pacea, e credincioșia și Dumnezeu să ne dea înțelepciune să strângem adevăratele comori. Astea într-o zi rămân aici toate, cu acelelalte, ajunge la porțile acelei cetăți. Ne scoatem cardul, neprihănirea noastră în relația cu lucrurile pământești și intrăm pe porțile acelea pe care le dorim și Dumnezeu să ne ajute. Amin.